iubitori ai dansului. În seara asta vă vom prezenta tutorialul de crump. În România acest stil de dans nu e prea este cunoscut. Mă numesc Eman, am lângă mine pe Milfat și Milkshake. Și vă vom arăta cam care sunt basicurile acestui stil de dans. În primul și în primul rând, acest stil de dans este, după cum se spune, creat de Dumnezeu și dus mai departe de discipolii lui Ty Rice, Jay Slott, Miho. Dar să nu mai lungim vorba, hai să-i dăm drumul. Primul basic al crumpului este stampul. Stampul, după cum veți vedea, este o simplă lovitură de picior de lovit în pământ. Avem mai departe arm swing-ul. Așa, e practic cea mai bună definiție a acestui basic, este ca și cum arunca o minge de baseball. Mai avem și chest pop-ul, o mișcare destul de simplă. Practic, scoți în evidență piesul înapoi. Poți face foarte multe mișcări imaginare pe aceste baze. Mai sunt așa numitele power moves, precum circularul în limba română. E foarte important. Dar aici Milkshake a lucrat acest circular cu un arm swing. Important este ca voi să repetați aceste baze. Să zicem, o zi, două, lovești stamp. Următoarele dăți la fel cu celelalte. Apoi o să începi pur și simplu să le adaugi, să le pui unul peste altul. Ok, hai să vedem o combinație. Ok. Acest stil, deocamdată n-am ajuns la crump, acest stil se numește foa. E practic toate mișcările, toate bazele pe care le-am învățat mai devreme, vi le-am arătat, puse cap la cap, iar până ajunge la crump, la cel mai nou stil și cel mai dificil, practic trebuie legate, practic fac, plus ceva de creație. Uite, de exemplu, să vă dăm un mic exemplu, Milfat poate să vă arate chestia pe care el a învățat-o cu toporul. E un topor imaginar, te rog, adaugă. Okay. Asta înseamnă o mică parte din ceea ce numim noi crump. E adevărat că în România acest stil de dans nu prea este cunoscut. Foarte puțin dansatori de crump din România sunt. Totuși, am făcut acest tutorial în limba română pentru a învăța cele mai multe persoane, cele mai mulți dansatori din România să practice acest stil, pentru că, după cum am spus, este numit dansul lui Dumnezeu. Este un stil pe care cred eu că toți românii și-l pot permite și prin acest stil te poți elibera. Eu știu, mai departe, cred că o să o ținem tot așa. O să vină și partea a doua cu mișcări noi și mișcări legate. Pace!